Salutare! Eu sunt Adriana. Cum încep să faci sex? Cum apar presiunile? O presiune cu care multe persoane care au penis se confruntă și despre care am primit de-a lungul timpului multe mesaje este aceea de a rezista cât mai mult, adică de a nu ejacula foarte repede. Pentru cine nu știe ce este ejacularea, mergeți la acest clip. Pentru restul, dați acum thumbs up. Și haideți să vorbim despre așa zisa ejaculare precoce. Întrebările despre ejacularea precoce vin atât de la persoane care ejaculează după un minut, cât și de la persoane care ejaculează după 5 minute, după 10 minute. Toată lumea e stresată. Din ce cauză? Din mai multe cauze. O cauză care are multă însemnătate și care le vizează pe persoanele care au penis și fac sex cu persoane care au vagin este că uită o chestie super mega importantă. Băieții ating orgasmul prin sexul cu penetrare. Dar pentru fete, cel mai important orgasm în plăcerea sexuală este clitorisul. Și cel mai des, fetele au orgasm mulțumită clitorisului. Deci cele mai multe fete, chiar dacă penetrarea este super plăcută, nu vor ajunge la orgasm doar prin penetrare. Deci mergeți neapărat și vedeți acest clip despre clitoris. Dacă nu știm cum stau lucrurile de fapt în ceea ce privește plăcerea sexuală a fetelor, se adună o grămadă de presiune și atenție asupra băieților care trebuie să livreze penetrare de super mega calitate. O să vă dau 3 exemple în acest sens. Primul exemplu este legat de cum definim noi sexul adevărat. Când începe sexul? Când se termină sexul? Mulți dintre noi definim sexul ca fiind cel de tip penis în vagin, care începe cu erecția tipului și care se termină cu ejacularea lui. Orice altceva, sărutat, mângâiat, inclusiv stimularea clitorisului, sunt chestii secundare. Rezultatul? Prea multă presiune pe tip, prea puțină plăcere pentru fete. Al doilea exemplu este legat de cum definim sexul de calitate. Fie băiat, fie fată, dacă te uiți la filme pornografice, o să ajungi la un moment dat să crezi că sexul de calitate pentru fete înseamnă să fie penetrate cât mai mult timp, cu un penis cât mai mare, cu cât mai multă forță, așa de bărbat adevărat. Pentru că nu spune că penetrarea mai intensă nu este plăcută pentru fete, dar este numai jumătate din adevăr. Deci, se formează această presiune pentru băieți să fie acest star porno care să livreze această super penetrare, când de fapt este multă presiune pentru tipi și prea puțină plăcere pentru tipe. Al treilea exemplu este mitul orgasmului simultan. Vedem scene legate de orgasm simultan, nu numai în filme pornografice, ci și în foarte multe filme artistice care ne arată această scenă a orgasmului simultan ca fiind suprema îngemânare a două suflete îndrăgostite. Nu spun că orgasmul simultan este 100% imposibil, dar în realitate este o chestie destul de greu de atins. E foarte greu pentru două persoane, una cu penis, una cu vagin și clitoris, să aibă orgasm fix în același timp, numai prin penetrare. Penetrarea este mai compatibilă cu felul în care băieții ajung la orgasm și mai puțin compatibilă cu felul în care fetele ajung la orgasm. Cum ziceam, în atingerea orgasmului, pentru fete, clitorisul și nu penetrarea vaginală este cheia. Apoi, băieții ejaculează oricum destul de repede. Pentru persoanele între 18 și 30 de ani, erecția durează în medie 6,5 minute. Aceasta e durata normală, deși nu am ghici asta dacă ne uităm la felul în care orgasmul este arătat în media, când vedem că o partidă de sex durează, nu știu, toată noaptea sau câteva ore sau de la apusul soarelui până când răsare luna. În plus, pentru a atinge orgasmul, trebuie să-ți cunoști foarte bine corpul și să știi cum el funcționează. Deseori, masturbarea te ajută să te cunoști mai bine. Și statisticile arată că, în medie, fetele se masturbează mai puțin decât băieții. Asta înseamnă că, într-o situație de sex în doi, băieții sunt dublu avantajați. Asta pentru că, odată, fac sexul penetrare, care este văzut ca sexul clasic, și care este compatibil cu felul lor de a ajunge la orgasm și, pe de altă parte, au mai mult antrenament. Adică știu mai bine cum să-și apese propriile butoane ale plăcerii.
dar în același timp asta înseamnă orgasm mai repede sau mult prea repede, ceea ce înseamnă din nou multă presiune pe băieți și prea puțină plăcere pentru fete. Mai departe de dinamica asta dintre fete și băieți, și persoanele hetero și persoanele gay își fac griji despre ejacularea precoce. Uneori, cauzele pentru ejacularea precoce pot fi medicale, dar de cele mai multe ori este vorba despre anxietate, teamă, emoții și, în același timp, despre un anumit fel în care corpul tău s-a obișnuit să răspundă la stimul care îi sunt dați. Deci m-am documentat despre câteva mici trucuri și soluții pentru a evita ejacularea foarte rapidă. Ajută dacă folosești prezervative puțin mai groase. Unele persoane simt că le ajută să se masturbeze înainte să facă sex. În felul acesta, a doua erecție va dura poate un pic mai mult. Dar v-am zis faptul că unii dintre noi ne cunoaștem destul de bine și știm care sunt butoanele plăcerii în ceea ce ne privește și știm cum să le apăsăm. E bine, pentru unele persoane o soluție este să apese aceste butoane, dar nu în ordinea buton-buton orgasm, ci așa un pic aleator. De exemplu, unele persoane simt că a face uneori pauze sau a nu alege pozițiile turbo, despre care știu că le duc direct spre orgasm, ci alege niște poziții așa un pic mai puțin turbo, este o chestie care ajută. Există și soluții care cer puțin antrenament, pentru că înseamnă să te antrenezi puțin, ca după o anumită perioadă de timp să reușești să reacționezi un pic altfel la stimul sexual decât o faci acum. De exemplu, metoda start și stop. Ideea este că atunci când ești super excitat să te oprești 15-30 de secunde din orice stimulare și să reîncepi apoi fără să fii ejaculat. Am lăsat două chestii super importante la sfârșit. Prima chestie. Relaxează-te. Toată lumea e super emoționată în multe situații de viață și, și în situații legate de sex. Mai ales când sexul e o chestie care e nouă pentru tine. Dar încet, încet, dacă îi dai timp, sexul va deveni mai cool și tu vei câștiga mai multă încredere. Ultima chestie pe care vreau să o spun este că este super important să vorbești cu partenera sau cu partenerul tău despre toate aceste teme și despre toate aceste griji. Pentru că o bună relație sexuală se creează discutând despre aceste chestii care te stresează și care nu te lasă să te relaxezi atunci când faci sex. Și ca mereu, dacă îți faci griji pentru sănătatea ta, mergi la medic. Sper mult că v-am ajutat. Vă rog tare, tare mult să dați share la acest clip ca să ajungă la cât mai multe persoane. Și până data viitoare, aveți mare, 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 mare grijă de voi!